Știu că presa în jură 50-50, au dreptate că e vorun câștigător. Deci n-au. Dar corect e 50-50. Deci n-au. Apoi estimarea. Estimarea pe care pretind că au făcut-o cei de la Arsop și cred, și IRES. Că au luat în considerare voturile în străinătate. Era o chestiune. Acum să vă dau un exemplu. În străinătate, mi se pare, s-au prezentat la vot 103, dacă mai țin mine, eu bine mine, 138.000 de oameni. E cea mai mare cifră, da, participare. Da. Una, puteam eu să mă gândesc că se vor prezenta atâția? Vă spun, n-am nicio posibilitate de a estima. Pentru că în străinătate, se pare, sunt estimări, în străinătate, trăiesc în prezent peste 2,5 milioane de români adulți. Păi cât reprezintă 138.000 din cele 2,5 milioane? Deci era pur și simplu o ghiceală. Da, o ghiceală, fără îndoială. Eu, mă rog, am trăit 8 ani de zile afară din țară, știu că cei mai mulți dintre cei plecați, covârșitori, nu vor vota Vavilan de-a rândul de acum înainte, un candidat al stângii. Am să speculez pe baza interacțiunilor mele cu cei din diaspora, deosebit din Statele Unite, da. Nu, deci aici nu aveam cum să... Nu trebuie făcută speculații, pentru că aveam o istorie a votului în diaspora. Păi, istoria votului și ultima oară cât s-au prezentat la vot? La alegerile prezidențiale trecute, nu astea. Atunci, 70.000 de zi, toate erau, sunt întrebări, erau... Nu, primul tur, dar anterior, nu aveam cu baza ce se știe. Prezența. Sau în proporție 20-90% dreapta. Bun, eu sunt de acord cu tine, dar cum estimau eu prezența lor? De ce să fie? Nu spun că cei de la CSU au procedat corect, din punct de știință. Și eu cred că a fost ghicial. Și eu am ghicit. La 7 am ghicit rezultatul. La 7 seara. Și eu am ghicit. Da. Numai că eu nu trebuia să ies public și să spun va câștiga Traian Băsescu și să iau șuturi în fund, pornul că am greșit. Acum, dar ei au greșit. Nu, ei de la CSOP au greșit când au spus că va câștiga Traian Băsescu. Acum, să revin, să vă dau un alt exemplu. Fără îndoială, așa cum a spus și Sebastian, influența pe care sondajele de opinie o au este mai ridicată în rândul militanților și potențialilor finanțate. Va da niște exemple. În același timp, să nu uităm că la fel de important e și contracandidatul. Păi, în opinia mea, dacă Mircea Joana intra în concediu medical 2 săptămâni între tururi, a comis niște greșeli care, bun, pe de o parte, fără îndoială, este mobilizarea activului de partid despre care vorbim. Sebastian are perfectă dreptate, dar să nu uităm greșelile făcute de contracandidat, dezastroasă. Ce-a căutat la Timișoara? Ce-a căutat să se relaxeze într-o anumită seară undeva? Bani? Bun, nu numai el, atenție, nu numai el. Într-adevăr, s-a creat un... Ei ce-au făcut, în opinia mea? Au căzut în cei de la PSD, au căzut în acești greșeli pe care au făcut-o și la referendumul privind demiterea lui Traian Băsescu. L-au victimizat. Nu l-au victimizat. Nu are legătură cu influența sondajului. Nu e numai mobilizarea activiștilor în urma unor sondaje, da? Nu e numai aia. Sunt și greșelile comise catastrofal și magistral și mai expus de către contracandidat. Acum, în opinia mea, din ce am văzut eu pe chestiuni de consultanță politică. Să nu credeți că consultanții au un rol hotărător. Da? Foarte important, mult mai important este candidatul. Da? A, că unii își creează formă, o oră din asta de super consultanți politici, etc. E o altă chestiune. Dar nu, candidatul contează. Eu vă dau un exemplu. Un candidat la președinție potențial care n-a mai putut să candideze pentru că a fost închis și se află închis, se lăuda că o să-i aducă în țară pe polsterii lui Obama. Da. Acum, și mama polsterilor lui Obama nu-l puteam transforma pe acest individ într-un candidat cu șanse de peste
3%. Da? Candidatul extrem din Pământ. Domnul profesor, am și o întrebare. Înainte de întrebări, iertați-mă, n-a sosit vremea. Deocamdată doar eu pun întrebări și pun întrebări, dar după ce vorbește și domnul Adel Văceanu, aveți cuvântul pentru a face comentarii și a pune întrebări. Să păstrăm oarecare de disciplină la dezbatere. Și pentru că eu sunt la prejudiciu și administrator, eu pot să fac un comentariu. Și îl fac. Văd că sunt două viziuni diferite, una senină a domnului Cătălin Stoica, una mai interrogativă și mai neliniștită a domnului Lădărui asupra fenomenului. Dar eu rețin ce a spus domnul Lădărui și mi se pare esențial pentru această discuție. În fond, orice profesie are norme. În orice profesie, unii respectă normele, sper că cei mai mulți, alții, sper că foarte puțin, încalcă normele. Are profesia un mecanism de autoreglare? Pentru că dezbaterea de astăzi, cred că în dreptate, ar trebui să pună accentul și pe această idee. Există în comunitatea sociologilor care fac sondaje de opinie, nu numai reguli, pentru că asta înțeleg că există. Există și mecanisme prin care cei care încalcă regulile sunt readuși în masca firească a deontologiei profesională. Pentru că dacă nu există, profesiile se degradează. Și deja mi se pare că asta e marea problemă a României de astăzi. Există o degradare a profesiei. Și chiar dacă sociologii se supără pe mine, vreau să vă spun că percepția asupra celor care fac sondaje de opinie este foarte proastă în momentul. Că nu vă bazați cum faceți chestia asta, ați făcut studii, ați măsurat, suntem la o discuție științifică. Ați făcut studii, ați comandat studii... Că de ce vă părăsați pe mine? Nu dacă o afirmați și vreau și eu, că suntem la o discuție științifică, nu la o discuție politică, așa am înțeles. Haideți să discutăm pe argumente, pe metodologii, pe lucrurile să vă trăceam... Imediat o să vă dau cuvântul, ca să aveți argumentele dumneavoastră. Da, eu constat că există în fiecare profesie o atitudine. Noi nu greșim niciodată. Ei bine, asta este cea mai periculoasă atitudine și asta nu mai este o chestiune de măsurare, este o chestiune de judecată de valoare. Deci în momentul în care profesioniști, spun la noi nu greșește nimeni, noi suntem infailibili, e în momentul ăla, deja lucrurile sunt foarte grave în acea profesie. Asta fac și magistrații. Când vorbesc despre ei, spun noi nu greșim niciodată. Își apără toate drepturile, pentru că ei nu greșesc niciodată. N-am văzut încă în România un corp profesional care se dezbată serios erorile pe care ei le comit, cei dintre ei le comit. Dacă cineva astăzi îmi spune că nimeni nu greșește într-o anumită profesie, eu nu pot decât să mă mir de o asemenea atitudine. Eu înțeleg, poate, revolta pe care are în fața unei îndreptăți care se face unei profesie. Dar, ca să afirm, domnule, noi nu greșim niciodată, la noi toți sunt perfecți, asta mi se pare deja că este calea sigură pentru degradarea acelei profesii. Și nu vorbesc doar de sociologi, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Vorbesc de toate profesiile din România, vorbesc de profesori, de medici, de... Nu avem corpuri profesionale care să aibă mecanisme de autoreglare atunci când membrii corpului tale greșesc. Ori suntem toleranți unii cu alții și ne acoperim unii pe alții, din diferite motive, ori chiar credem că nu greșești niciodată. Mai periculoasă mi se pare a doua situație decât prima. Atunci când știi că greșești, mai acoperi, înseamnă să spui că ai conștiința erorii. Dar când într-o profesie nu ai conștiința erorii, este calea sigură pentru a face cele mai grave erori. Oficiere. Mulțumesc, domnule profesor. Vreau să vă spun că prezentarea mea riscă să fie destul de plicticoasă. Pentru că eu nu sunt nici